La mulți ani pentru toți. Da, am fost acasă. A fost bine, o perioadă bine acasă, să vedem familia, prietenii. Și acum ne întorc la treabă și la muncă și sper să facem un cantonament foarte, foarte bun. Că avem 4 meciuri foarte importante la campionat. Eu vreau doar ca viitorul să intre în play-off și după aia la play-off vedem. La play-off tot se poate întâmpla și de ce nu să nu ne gândim acolo sus. Dar primul rând trebuie să intrăm și după aia să ne gândim acolo. Asta e dorința mea și doar la asta mă gândesc. Da, da, ne motivează și ne dă încredere și știm că trebuie să facem mai bine decât am făcut l-an trecut, trebuie să facem mai bine, să jucăm mai bine și să ajutăm echipa să intrăm în play-off. Te gândești la un trofeu și tu? La un trofeu? Da, da, în primul rând să intrăm în play-off e cel mai important și, cum am zis, Viitorul deja e o echipă care nu mai e echipa de la 10 ani. Acum e o echipă, se poate să spun, că intră de cea mare din România. Și când intră în play-off, trebuie să intre în play-off, trebuie să facem lucrul nostru, să intrăm și când suntem acolo, să ne batem acolo sus. Ți-a spus ceva special tatăl tău la finalul anului, pentru că a fost poate cel mai bun an acolo. Da, mi-a felicitat și mi-a zis să nu mă opresc, că până acum nu am făcut nimic. Făcut niște goluri, niște meciuri bune, dar trebuie să facem mai mult și sper că anul ăsta să fie mai bun. Ai primit ceva oferte din Paul Jackson? Nu știu. Asta e cine poate să știe de clubul. Eu personal nu știu și nici nu vreau să știu nimic. Eu doar mă gândesc în pregătire și antrenament, să mă antrenez cât mai bine și în asta nu contează pentru mine. Virgil, la mulți ani sunteți pregătiți pentru un sezon care să vă încheiați în forță așa? În primul rând, la mulți ani, normal, vacanța asta ne-a prins bine fiecăruia, ne-am odihnit, ne-am încărcat bateriile și am venit înapoi cu gândul să muncim foarte mult, să ne pregătim cât mai bine pentru meciurile care vor urma. Trebuie să fiți concentrat la maxim pentru că aveți ceva emoții. Normal, ultima perioadă din campionat nu a fost foarte, foarte bună pentru noi, de aceea trebuie să tragem tare acum și avem nevoie de puncte și sunt sigur că dacă vom munci și vom juca așa cum trebuie și cum am jucat și până acum, vom reuși să obținem mai mult decât ne-ar trebui să intrăm în play-off. Apărământul Ducea a fost benefic de fiecare dată. Mergeți tot acolo? Da, de obicei perioada aceasta de iarnă întotdeauna a fost una bună pentru noi. Ne-am întors foarte, foarte motivați și dornici de victorii și cred că și de această dată va fi la fel. Normal, am fost accidentat, acum am revenit de o perioadă destul de lungă și mă gândesc în primul rând la Under 21 și dacă voi prinde mai multe meciuri și voi demonstra, de ce nu să nu mă gândesc și la echipa mare de senior. Da, primul gând este acolo, e primul turneu care va urma. Da, în primul rând la mulți ani. Mă bucur foarte mult că mi s-a acordat șansă când am venit aici să demonstrez că pot să joc. Pentru anul acesta îmi propun în primul rând să intrăm în play-off
și să fac meciuri cât mai bune, să-mi ajut echipa, echipa cât pe de mult. Normal că pot visa la mai mult până la urmă. Ăsta este visul meu, să ajung cât mai sus posibil și, de ce nu, și la Naționala Mare. Atâta timp cât o să-mi fac treaba bine aici și o să joc bine, sunt șanse să ajung și acolo. Eu personal nu știu nimic. Clubul știe cel mai bine, ce e mai bine pentru mine. Deci nu depinde de mine. Aia este părerea lor, noi știm ce avem de făcut. Obiectivul nostru este să intrăm în play-off și să țintim la locurile de sus. Sunt meciuri puternice, foarte bune pentru noi. Trebuie să facem o pregătire cât mai bună și să fim pregătiți pentru ce ne așteaptă în astea patru meciuri care au mai rămas. Vă dați seama că este un vis de când ești mic și te apuci de fotbal, vrei să câștigi trofee. Ar fi ceva extraordinar pentru mine. Ai emoții pentru play-off-ul ăsta? Nu, n-am emoții. Știu că dacă o să jucăm bine și o să ne facem jocul și o să fim motivați, o să intrăm în play-off fără probleme. Și